Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Death Stranding, seria voastră favorită din perioada asta și chiar mă bucur că vă place pentru că, sincer să fiu, după ce am auzit cum e jocul și cum se desfășoară el așa și cam ce trebuie să faci, am crezut că, na, poate unii dintre voi nu o să aveți chestii uitați așa ceva, dar când am văzut reacțiile la primul video care deja a depășit 1000 și ceva de like-uri, am chiar rămas pe cursul prin și vă mulțumesc pentru susținerea cu seria asta, pentru că cei drept suntem cam singuri acum. Nu vreau să fiu rău, suntem cam singurii care postăm în țară jocul ăsta și chiar cumva mă simt semi-mândru de chestia asta. Chit că nu ar trebui acum, știi, să mă lau pe tematica asta, dar cel mai probabil sigur sunt și alți youtuberi români care postează jocul ăsta și care nu sunt la fel de, nu știu, cunoscuți. Ok, stai la că să ne uităm pe aici. Țin minte că mi-a spus cineva în comentarii că ar fi fost bine dacă m-aș fi întors unde mi-am lăsat motoreta și să fi încercat să o... Să fi pus în garaj, că după aia de acolo poate să-mi aduc aici, dar... Din păcate nu cred acolo. We build road in a... ăsta construiește drumuri. Ia zi dacă putem face ceva cu drum aici. Rebuild roads. A highway used to run through there back in the day. Așa? Mamă, dar asta e zona perfectă de mașină dacă e. Ok, rebuild roads. Chiral crystals. Ia-le pe toate, așa n-am ce face cu ele. Și ăsta e maximul. Ok. Ia zi, îmi face ceva acum? Scuze dacă rezolvăm ceva cu asta, ia. Acum mai multe drumuri. Distro centers and the like are stocked with materials you can use to fabricate equipment. Așa. You can also take what you need to build structures. That said, there are limits to what each facility can spare. Da, dar vreau să știu dacă pot să fac mașini. Ok, deci încă nu îmi zice nimica de chestiile astea și a clean materials. Nu vreau să dau clean niciun material. Cea mai apropiată e asta de la engineering. Deci să ajungem la asta de engineering din față. Engineering-ul este cea de acolo? Da, asta e cea de engineering. Deci să mergem acolo. Da, o să luăm video-ul ăsta, o să luăm pe jos, la perpedesc, așa avem acum treaba. Dar după stați voi liniștiți că o să încerc să aduc motorul la dispoziție pe aici. E foarte multe mesaje lăsate random pe aici, din câte observ. Da, acum mi-e tare ciudă că nu mi-am luat... wait, ce se întâmplă? Oh, nu, sunt ăștia. Uitați, sunt papagali de ăștia. Oare am la îndemână... Stai. Am la îndemână oare ăsta? Așa l-am. Ieși-mă de aici! Mă jur că îi fac pe băieții ăștia praf rău de tot. O vale de aici. Repede, oviță! Hai că la văd că acolo mă așteaptă. Hai ca e si ratanji. Nice! Mama, ce ma ratează proștii, mă? Mai e unul în față? Bă, da, de ce nu se pune hit-ul? Chiar așa bun de dodge, e așa bun la dodge ăsta, mă? Încă o ladder. Ai voi de mizerile lor. Trebuie să ajung undeva anume, frate, n-am eu treabă cu ăștia. V-am spus, poate mergem, bine, de fapt, poate mergem și în video ăsta să ne luăm motorul înapoi. Ținând cont că aici chiar că e o zonă super deschisă și ar trebui să ne luăm motorul. Și zice, e șosea. Mi-a dat ceva aici. Yeah. Mi se pare mie că e ceva dubios aici. Unlock post box. Ia mă ce au ăștia aici. Au o firar. Mi-a căzut scara. O să-ți iau scara ta, frate. Au, repair spray. Nu vreau repair spray. Vreau scara înapoi, chiar că e super mega ruginită și distrusă. Mamă, câți vin!
Holy shit, vin vreo 3! Stai așa că vin la grămadă, ia mă! Ia mă ce aici, Lost Cargo, Timefall, Resistant Wood. Model Weapon. Am nevoie de astea. Ok, o să am nevoie de astea. Gun parts. Ok, astea le avem deja. Atâta că când ajunge. Carry on back. Confirm. Ok. Acum, treaba nu-i foarte grozavă pentru mine că am anumită greutate. Aoleu, pe bune. Ok, duci pe ăla acum. Vreau lada înapoi, să știi. Hai mă, serios, iarăși. Bă, dar sunteți culmea, mă, bobiță. Ok. Trage răsuflare acolo, așa. Hai că e bine. Unde e ăsta de engineering-ul? Fix în față, super. Da, o să încercăm să livrăm astea și mai ales dacă e model de armă, eu zic să încercăm să facem ceva cu aia. Și stai că sunt super extenuat, cred că avem niște Monster Energy. Bag acolo niște Monster Energy boys. Ți-a auzit ăștia, dacă vă uitați la Monster Energy să știți că accept sponsorizări de genul, așa că... Nu vă sfiți! Nu vă sfiți, boys, e ok. A, e super aproape asta. Cred că după ce terminăm livrările astea 2-3 și dacă e să ne rămâne timp, gen să nu facem chiar încă o oră de video, o să ne întoarcem să luăm și motorul pentru că e foarte important să-l avem. Grip to balance. A, e o scară aici, nici n-am văzut-o. A fost alea cam prea pierdută în ideile mele. A, frate. Să știți că nu merge să ții doar, știi, doar să ții apăsat pe astea două ca să te balancezi mereu, că există șansa să se bălângă ne-am destul de tare. Ok, azi zic și eu fie aici. Uite, vedeți? Tot se duce într-o direcție. Hai că e bine. Atât. Make delivery, deliver requested cargo. Ok. A, nu putem să dăm anumite chestii pe care le vrem să scăpăm de ele, nu? Ok. Sper că e una mare să scăpăm de ea, să nu stai să măcar cu ea. Da, ok, a pus una micuță să fac. Thanks. Plăcere. Sam Bridges, I presume? Uh-huh. I've heard of you. The man trekking across the country trying to reconnect folks. I appreciate you bringing me this. I do. Times have been tough without Fragile Express to handle deliveries. Hmm. Let me just check the cargo. Huh. Wow. You took really good care of this. Pe da. I'll let Bridges know how the V&V testing goes. Thanks again. Nu putem să legăm legăt să facem acolo, să vă băgăm în rețea? Nu, cred că nu mă las să băgăm în rețea pe băieți. Ah, you see status Fragile Express. Deci cumva am semi-lucrat pentru Fragile Express acum. Understand something. It's about Fragile. Așa, ce-a pățit băieții? You might have heard she helped terrorists. But she didn't care who got hurt. But I'm telling you, that's gotta be bullshit. Her and her people put their lives on the line to get us what we needed. She's a hero through and through. E, nu pare ca și cum ar fi tipa aia malefică sau cea. The only world I've ever known is within these walls. So when people talk about America, I can't even begin to imagine it. But if that Cupid connects me to everyone else, I won't have to. So yeah, I want to join the UCA. Oh, nice! I want to see what I've been missing. Stai că te rezolvăm noi acum, bubiță, stai tu liniștit. Îți băgăm sticurile astea USB în tine și pac, pac. Cred că asta e prima stație micuță pe care o legăm la rețea. Oh my god, deci mai faci să plâng acum. E ceva legat cu domurile, cu dumurile. Oh, e doar o micuță bucățică, vedeți? Aha. New standard, așa. Nu știu pe gadgetul ăsta. What the fuck, engineers provide you with the power skeleton. Smoke grenade. Oare putem face?
Ok, voi niște chestii pe acolo. Cred că e cineva. With that, my standalone 3D printer is capable of chiral printing. Assuming it works, the Evo Devo unit should enable me to replicate all kinds of archived objects. Mm-hmm. We can rebuild America one piece at a time. Yep. In the meantime, I can use the network to see what's going on in the cities. Track mule and terrorist activity. Oh, yeah, like you brought me the whole wide world in that package. Thank you, Sam. Let's do business again. Sigur, boss. Oh, yeah. I've got a little something I'd like you to put through its paces. An assist unit I developed myself. Works perfectly in sim trials, but I need someone to test it out on solid ground. Okay, and this is what you makes the job a little easier, all the better. The fuck, yeah. Dangerous. Oh, nice. Now that skeleton, the picture. Sam, active skeletons attached to your legs and augment your physical capabilities. The one you've got there is a load-bearing AS designed to reinforce your joints. Mm-hmm. Just wearing an AS will provide additional support, but you can also boost it to maximize its potential. Okay. Go ahead and take it for a spin. Okay. Select. Cum pot să o echipez? Sau avem deja echipate, că nu văd. Ce-am pus acolo. O să vedem după. Mamă, frate. Hai chiar avem 5000 de chestii în spate. Thank you kindly. Come around again soon. Yep. Ok, hai să vedem dacă putem să echipăm prostia asta. Ok, nu e aici. New order available. Păi atunci cum le folosim? Attach to suit. Simply equip to use. Nu înțeleg unde echipez, dar... Oare asta înseamnă că trebuie să dezechipez alea de pe costum? Încerc să-l duc în spate. Asta îl punem în spate și apoi să zici că ar trebui să pui astea oare. Ah, equip active skeleton. Ah, nice, ok, gata. Optimize, ok. Da, mă, da, deci trebuie să le pui în spate acum, că ăla îți ocupă locurile de acolo, ok. Damn! Ok, asta e tare. Simt că parcă e o leacă mai țapăn acum când merge. Ok, asta e destul de șmecher. Unde e acum? Cea mai apropiată ar fi fie să mergem direct în față. Să mergem în dreapta. Să mergem la Elder. Aș merge în dreapta ca să scap de o chestie, că pare a fi destul de greoi. No, nu punem custom remove marker. Punem așa, să punem un drum de aici, așa. Să croim drumul către celălalt. Unde am croit drumul? Nu văd unde mi-am croit drumul, știi? Bă, da, e multe chestii care nu știu ce cu ele, stai un pic, ce am în spate, că am prea multe nebunii. Cargo, lost cargo. Ah, te-am să văd dacă pot să dau niște lost cargo, că am niște lost cargo pe care nu folosesc. Mă, da, ce șmecher, nu mai trebuie să mă balansez atâta ca nebunul, știi? Asta e destul de tare, stai un pic. Ia, trebuie taie așa. O să-i las, make delivery, lost cargo. Pupic. Aia zic. Am găsit că arma aia putem să o folosim la ceva, dar nu ne lasă. Ok. Fabricate equipment. A, deci putem să ne facem mai multe în caz să ni se strică. Ok, am înțeles. A, și n-am obținut arme, deci armele efectiv le obținem jucând normal sau ceva. Ok, stai să facem o chestie. Că a rămas cu niște lucruri pe aici, cum nu ne trebuie. Ok, e bine așa. Nu voiam să văd de ce nu mă lasă să le rearanjez ceva, știi?
Mă, dar și repede merge acum, acum merge chiar super repede. Bine, consumă, cred că ăsta, bateria aia, trebuie să avem grijă totuși. Ok. Da, văd că nu mai avem așa probleme cu când mai ducem într-o direcție în alta, mai merge mai ușor cu ăsta. Cu balansul. Ok, deși s-ar tăia în dreapta aici să fie niște băieți, așa că trebuie să avem grijă. Să nu ne trezim cu surprize. Niște materiale în față. Și stai, dacă se consumă bateria devine mai greu să mergem oare? Încă nu m-am interesat de aspectul ăsta, dar totuși. Ok, bă, că cine a lăsat o frânghie acolo? Oh, Doamne! Oh my god! Băi, asta nu e ok. Pe acolo vă că putem să o luăm lejer. Da, altfel nu cum e. N-avem cum să o urcăm altfel. Ok, am crezut că e doar un simplu râu, dar e mai mult de atâta. Smoke emitter decoy. Da, știu de la, nu le-am pus încă la echipament, dar a trebuit să le punem. Ok, unde e ăla? Ok, craftsman-ul e încolo, ca să duce și direcția bună. Bun, dar ce distrugi locul ăsta. Bine, acum înțeleg de ce totuși harta e destul de simplistă, în sensul de ce nu sunt copaci, clădiri sau toate alea, pentru că n-ai ploaia aia care, na, dacă se declanșează e teroare, pentru că bătrânește totul se dezintegrează și aia a fost, știi? Using strands. Nu știu, n-am nici pe aici? Nu prea văd să fie ceva pe aici, deși văd în față o tonă de legături de-alea de... Da, cred că în față o să avem parte de ceva acțiune. Mamă, și... Mamă, cu tacurcubeu! Ok, asta nu e bine deloc. Sigur o să dăm de ceva BT-uri pe acolo. Bine, acum avem cu ce să ne ocupăm de BT-uri, deci nu ar trebui să ne fie așa teamă de ei, dar totuși. Înțeleg că ne-a zis că o să ne dea ceva care să ne ajute. Mă gândeam că se referă că o să ne dea... Mai văzut un trailer de ceva căruț dubios care merge după tine sau ceva, dar nu. Un puțin de charging pe aici, vedem ce găsim, ce asta. Oh, cred că e vreun de la Lost, whatever. Registrar grabi, o să iau eu asta. Memory chip de la uitat. Dar cred că îmi place zona asta o leacă mai mult, pentru că nu sunt așa multe dealuri stupide. Cealaltă zonă era nașpa că avea 100 de dealuri. Vreau să-i dau like la el, nu mă lasă. A, super, ne-am încărcat și bateria. Acum putem folosi turbo. Ia un like acolo, bobiță. Disconnected from the Kyle network. Ok, de aici trebuie să ne rezolvăm noi singuri treburile. Urcăm un pic de turbo cu asta. Mă întreb dacă o să primim și niște bocanci de level mai mare. Adică ați văzut, avem foarte multe iteme care scrie level, unde scrie level 1, știi? Și mă gândesc că probabil exista și chestii de level mai mare mai încolo, știi? Solar power batteries. Nu știu, deci există și de-astea. Cred că mai trebuie să folosim o scară aici, opa. Înapoi. Că avem și scară. Hai să folosim o scară, n-a mai fost o scară de foarte mult timp și ar fi bine să le și consumăm dacă tot suntem la capitolul ăsta. Oh, uite, putem căra acum mai multă nebunie. 250 de kilograme. Frate, ești nebun? 250 de kilograme? Omul ăsta e Superman. Bă, dar măcar fără peripeții am ajuns aici. Chiar destul de easy peasy, aș putea să zic așa. Mai e ceva pe aici? Tot mă uit cu, cum zic, o leacă panica pentru că văd prostioarele alea de... Cordoane, dacă ar fi să numesc așa, pentru că seamănă puțin și niște cordoane umbilicale de alea, așa cum se întâmplă când sunt copii născuți sau ceva. Bine, sunt și curcubeile astea.
Okay. Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Oh, dar nu mai am problema cu balansul acum, bă, că datorită picioarelor ăsta. Activate terminal. Make delivery. Au gun parts, anti-BT, ia de aici. Ia stai, mă, ce zice. Delivering cargo. Aici cred că o fi mother. Nu e. You're not with Fragile Express, are you? No. Oh, I get it. Bridget is using their IDs to complete the delivery. Well, good work, son. I'll merci. Take it off your hands. Package looks brand new. Been a while since I've seen cargo in such good shape. Merci. Thank you kindly. No, it couldn't have been easy. Și vrei să te legăm la rețeaua din afară sau vrei să fii un țăran și să nu vezi să te bagi cu noi aici? Oh, am luat și ruta mai bună. Am văzut că se punctează și pe rute, mă. Acum observ. Se punctează pe rute, mă. What's your angle anyway? Everyone knows Fragile was behind the attack that wiped out Middlemont City. Only a damn fool trusts that terrorist to deliver shit now. But here you are, filling in. Keeping her business alive for her, am I right? Da. I swear. Can't trust anyone these days. Don't try sweet talking me onto your little network. Nu vrei? You know why there's been so many terrorist attacks recently? Because you all pissed them off with your talk of reuniting the country. Join the ECA. I may as well paint a bullseye on my shelter. Just keep my deliveries coming. We'll get along just fine. I don't need any trouble. Though I will say, I appreciate these hematic grenades of yours. Yeah. Gotta admit, not the sort of equipment the UCA ought to keep to itself. There's a lot of freelance porters operating in these parts, after all. If I could churn these out by the boatload and gear up those folks. I can see that. And you brought my order like I asked. But it'll take more than that for me to agree to what you're asking. Chiral Network is a big step. No, e pur și simplu bagi un stick și gata. You could prove to me Bridges is an organization I can trust. How about this? Do another run for me. I'll put the details on the terminal there. Okay, asta vrea să facem ceva în plus pentru el. Ia zi, mă, ce vrea băiatul meu de aici. Order for Sam. Asta vrea să ne ducem într-un crater. Oh my god. Și să luăm foarte mult, să nu luăm foarte mult damage. Să luăm un toolbox de acolo și să avem grijă că sunt collection from a BT area. Motherfucker. The toolkit you're looking for ought to be in my old shelter. Mm-hmm. It's been tagged, so shouldn't have any trouble finding the place. I'll unlock it remotely once you get there. Okay. Oh, and take some of those hematic grenades you brought with you. Nothing you'll want more when those BTs put your back against the wall, right? Here's hoping it won't come to that. Da, să sperăm, chiar sperăm că nu o să fie așa. Asta nu niște grănăzuri acolo. Porter boots. Știa că sunt mai bune. Nu poți să-i pui put on footwear. Nu, attach to suit. Ok, de ce trebuie să trag cu ambulanța acum fix când eu mă pregătesc, știi? Să-mi scoate echipamentul, nu vreau să... dar avem loc pe umăr, nu? Avem pe umăr, ce fraieră-s. Auto-arrange. Yes. Avem o scară la on-tool rack. Dar avem niște porter boots acolo. Bridges boots. El are porter boots, eu am bridges boots. Ok. Head out. Eu o să mergem să facem livrarea aia altă. Ca să nu dăm down-ă la ăsta. Hai să vedem unde e cealaltă locație. Deci dacă noi suntem aici... Și ar trebui să ne facem, să ne croim drumul de acolo, de la Elder. Asta. Deci, mergem acolo, pe aia să ne întoarcem la ăsta, luăm ce... Bine, am putea să mergem și acolo, dar mi se nu dăunez chestie pe care o am eu acum, știi? Hmm.
The fuck is Krista? Hey, boys. Mask. You don't steal people's cargo. You don't pose a service to offer friendly greeting. Thanks for the help. Keep on keeping on. Weapons restrictions lifted. Okay, pa, boys. Ce drăguț. Asta a fost random. Mamă, ăla e sus, frate. La el am niște chestii micuțe. Cred că mai degrabă mergem la el. Nu, mergem la el, tânăm cu astea. Și apoi vedem dacă și el are cerere pentru noi, atunci ne întoarcem la ăsta, facem cererea și apoi încerc și la ăla, pentru că nu prea vreau să mă aglomerez cu chestii, că nu e bine. Dar mai trebuie să-mi iau sandale de-astea, că acum am văzut, cred, sandale în pana mea, tupe sau cine știe ce. Ok, aud sunete de ploaie, deci ceea ce înseamnă că avem șanse de ploaie, boys. Doamne, ai milă, știi? De mașină în față. Locating mules. Aia fi mules? Aia pare a fi mules. Aia sunt mules, mă. Mă, își vin toți acum, fii atent. Holy F, man. Bomb, bitch! Care mai vii? Dă-i, Sam, dă-i! Bă, vă puneți cu cine nu trebuie, bă, maimuțoilor! O, mai vine unul! Ai ratat, fraiere! Îmi place că poți să le spargi totuși garda aia. Nu se țin la nesfârșit, știi? Încă unii! Poți să le fur mașina? Chiar unde e mașina aia? Aia era mașina. A, gata, bă! Ești culme. O, mai e unul. Ești, mă, de aici. Bă, vă nenorocesc pe toți, mă. Se pare că nu cred că o să putem avea armele tale, știi, adică ar fi puțin aiurea. Open cargo, use vehicle. Aia zic, tati. Mașina mea acum. Faină mașină. Bă, chiar îmi doream o mașină, să fiu sincer. Dar păcat că nu pot să o duc până la deal, dar o să o ducem, o să o folosim după aia mai încolo. O să o folosim acum să ne ducem cu ea până în școlea. Să ieșim din teritoriu. Apoi intrăm în teritoriu cu ea și o să o ducem la bază. Ok, să o lăsăm aici. Super, v-am zis de echipamentul meu, sper că mi-l dă înapoi, adică nu mă trezesc cu surprize. Cam am consumat bateria, trebuie să avem grijă cu... Că după aia o să revenim la stadiul normal de cocoțaș și nu e bine. Place că poți să iai, obții și ceva adrenalină din cățăraș, știi? Și de-aia folosim acum adrenalina asta să ne cocoțăm pe aici. Sper doar ca băieții aia să ne lasă să ne... Încărcăm și noi bocancii. Ok, nu e bine asta, aud sunetul de ploaie. Sunetul de ploaie de obicei pe mine mă panichează puțin pentru că știu ce urmează. Care ăsta e aproape aici? Băi, că am avut parte de multă acțiune video ăsta, frate, adică serios. Ne-au atacat băieții de multe ori.
nu prea a avut ei mare chestii, dar i-am cam zdruncinat puțin. Vedeți, mă, cine e Elderul ăsta așa. Batteries will not be used while on grid. Ah, deci nu mi se încarcă, dar nu mi se nici consumă. Ok. Hello there. Nizemul ăsta vrea să intre din prima sau trebuie să facem vreo chestie specială pentru el? Și de Elder de obicei nu sunt neapărat bine. Delivering cargo. I've been expecting you. Oh, salut. My lifeline. I've only managed to get this far thanks to porters. And you don't ask for anything in return. You have my gratitude. Let's see how's the package. Cred că e întreg, n-ar trebui să fie o problemă. This is great. Excellent job. Thank you. Plăcere. Dă-și tu un 5 steluțe la final, știi? Aia zic. Da, 200, dar nu-i bai. Ah, so you're here on behalf of Fragile Express. Mm-hmm. Please tell me you put the terrorists behind you. When Fragile, the daughter of the founder, started associating with other couriers, things started getting scary around here. Rumors say that she caused the explosion in Middle Knot City, and there's a part of me that believes it. Of course, she could be just another one of their victims. Are you connecting the chiral network? I don't mind a contract with Bridges, but I'm not going to join the UCA. Go ahead if you're fine with that. N-am nimic împotrivă. Members who don't want to be a part of the UCA can still sign a contract with Bridges to join the network. They get to use our delivery services and other basic chiral network infrastructure, much like our full members. Similarly, you'll be able to use their chiral printing facilities to replenish your supplies. Așa. They are not, however, obligated to exchange data with us. Ah, firar. Don't expect them to share intel or help with the development of new tech. In an ideal world, everyone would be a part of the UCA, of course. But failing that, we want everyone to at least be a part of the network. They can always change their minds after the fact. The Cupid will interface differently with the terminal depending on the type of contract. So connect your Cupid to confirm. Da, scuze, m-am dat și pe mute-ul ăla, că totuși trec acum toate mașinile, știi, s-au trezit toți dintr-o dată. Oh, ăsta e altfel de contract, mai slăbuț. A, nu mai levităm acum? A, ba da. Tocmai că se trezește bebelul ăla. Nice. Oh, dar ne-am dus bine. Mă, unde, ce distanțe mari par pe hartă, știi, când te gândești așa, dar ce distanță mică am parcurs noi, de fapt. Super. A company just got too big. Times like these, we should all keep it close. Pare cunoscut și moșul ăsta, mă jur, foarte multe personaje par cunoscute. Otherwise, we'll just make the same mistakes. Republics, federations, coalitions, states. Connecting all kinds of people together. It's just asking for trouble. Sorry. It's been a while since I last talked to anyone. Travel safe. Okay, man. Deci cred că dacă facem diverse misiuni pentru ei, putem să-i convingem să dea join. New order available. Please access delivery terminal for further information. Ok, deci mai avem o singură chestie de făcut și aia e asta de aici. Să vedem cum ne ducem acolo. Deci dacă noi suntem aici, trebuie să tragem o idee de aici. Deci va trebui să traversăm cumva cu mașina până într-o parte. De fapt, știi ce? Mașina am putea să o ducem la aia l-altă, la baza principală, știi? Da, bine, puțin mă interesează de fapt mașina aia
Mamă, mă ajunge totuși până la bază să, să mă reîncarc. Acum că mă gândesc mai bine, ar trebui să mă duc până la bază să mă reîncarc. Dar întrebarea de 1000 de puncte, mai e mașina pe aici sau sală? Ok, bine, lasă așa, lasă așa. Atât, 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 perfect. Nu știu dacă am mai am mașina pe aici. Au, da, uite acolo. Trebuie să mă duc să o iau. Cred că am să o duc direct în, în bază, că nu mai am energie. Și să mă, să-mi încarc și pe astea, opa. Ce-ai făcut, mai atopiat în drum? Aia din mijloc, nu parcă a acceptat. Da, mergem la aia din mijloc. Care e în drum, știi, și de-aia, adică e perfect. Ok, deci unde suntem noi acum? Practic ar trebui să mă duc... Aba, nu aia din mijloc, e aici la engineer. Fuc, ce-ar trebui să nu ceva mai sus. Deci ar trebui să mă duc încolo. A, nu mi-arată că n-am pus ținta pe el. Deci stai să punem o țintă ca să-mi arate și acolo. Place marker. Yes. Arată markerul acum? Ok, marker C, super. Să o luăm încet și sigur până acolo ca să-mi încarc și eu mașina. Și după ce încarc mașina și, boca- și picioarele, e perfect. După aia mergem și acolo, că na, nu putem să o luăm de-a în continuu tot așa, că na, na, na. E interesant cum toate mașinile lor sunt electrice aici și toate astea, știi? Au, poți să activezi un turbo, aia v-am zic, dar ăsta oare n-are și eu un turbo, mașina, că parcă, pana mea. Ia, ia, și sare? Și sare. Deci, aia ziceam. Dacă și sare, e bine. Ok, ce sunete dubioase să tot aud. A, mai sunt de aia mule pe aici, acum am văzut. O, e problemă cu mule-ul ăia, e, rezolvăm noi pe ei. Am bagat un turbo. Și se consumă bateria super tare pe turbo. Colera clădirea, colera clădirea. Aici ne conectăm cu băiețile aia acolo. Băgăm mașina la ăștia, poate putem să o și tunăm o țără. Ok, merge și nu prea merge pe aici. Oooo, băja! Oh, dar se consumă bateria asta în ultimul hal. A, dar de fapt nu cred că pot să bag mașina aici. Uite, mi se construiește șoseaua aici, nebun. And it's dead, Jim. Rip. Ia, aș putea să încerc să construiesc un dăla, că am un PCV aici. Am un PCV, parcă? Nu mai am PCV-uri? Oh, când n-am vrut să mi le fac și acum am nevoie de ele. Wow, aia cumva șoseaua pe care am cerut-o eu să se facă, se construiește acum? Bă, dacă tot stăm aici, hai să luăm un PCV totuși. Bine, oricum trebuie să-mi reîncarc și bateriile la picioare, că na. Asta e toată faza. Ia să vedem, aici ne încărcăm și pe noi sau ne lași cu ochii în soare? A, aici trebuie să intrăm. Bă, deci ne încarcă. Ok, auzi, bobiță? Am nevoie de ceva de la tine. Am nevoie să îmi fabrichez un PCC de ăsta așa. Confirmă. Da. Și PCC-ul ăsta să-l facem generator. Yep. Ok, confirmăm. Mă, dar ce greu încarc acum, observ. Apoi spun că dacă ieșim puțin mai încolo și așa, o să ne încarce dacă mai repede. Bine, dacă vrei să încarci totul instant, trebuie să te duci în, în dălea, știi? Alte nebunii. Ok, asta ne-a putem face un PCC aici. Postbox, bridge, watchtower, generator. Ia! Yeah. Cum ar trebui să ne încarci o leacă mai bine? Dar mai am un pachet important de dat. Acum am wait. Ar trebui să vedem care e treaba și cu ăla.
Mamă, cât de tare e chestia asta. O, da. Asta e să mă uit de ceva. Cred că am ceva în cargo important. Resin. Smoke emit. Aaaa! E echipamentul ăla. Hai că luăm mașina până într-un punct totuși. Oh, mult mai bine acum. Ai, era și un pod aici, hai, nu zău. Bă, ce nebun era un pod aici. Ok, acum unde trebuie să mă duc? Practic tot înainte, ok. Deși cred că va trebui să renunțăm și la mașina asta pe undeva, că... Bine, putem să o luăm prin partea aia pe jos, pe acolo, să o luăm pe la apă. Random oameni pe acolo. Hey, guys! De ce s-au speriat așa? Uite-le că s-au speriat de mine. Sau nu s-au speriat de mine. Hai să vedem cu mașina asta, că totuși parcă... Cred că s-au speriat din cauza că am văzut mașina și cine știe. Poate chiar da, poate are efectul și faptul că e mașină de mules. Ok, ai zona de mule, deci trebuie să facem încă un pic mai la stânga, cam așa. Cumva până acum zona asta e semi-liberă de BT-uri, ceea ce e bine. Chiar îmi doream alea că o zonă mai semi-pașnică. E bine, mașina asta chiar puțin îmi pasă de ea, că nu prea țin așa mult la ea. Tot motorul ăla e baza. Dar măcar s-o folosim la maxim până ajungem la locație, știi? Și ceva îmi spune că e platoul ăla de sus de acolo. Ușurel. Ok, deja văd că e nebunie în față. A început și ploaia. Dar probabil că când o să mă urc sus acolo să fie o treabă. Hai că se descarcă, nu are treabă, dar... Sper doar să am destule de alea de grenadă de aruncat. Ok, cred că de aici putem renunța la ea. Renunțam, dar aici renunțăm. Pa, mașinuță! Mersi! Acu e acu, știi? Să vedem ce putem rezolva. Nu știu că o să mi se strice mie lucrurile, asta e toată treaba. Bine, și o să trebuie să am super grijă cu BT-urile de pe aici. Aoleu, stai ușurel. Pic, easy peasy. Un flac, un flac, un flac. Ok, deci sunt BT-uri pe aici. Ok, acum se activează copilașul. Păi azi de mai exact unde trebuie să ne ducem. Mai în mijloc și mai în față, ok. Ok, ce jos acolo. Momentan e semi-safe, văd că. Este Middle North City, ce-am mai rămas din el. După Void Auto-ul ăla. Bă, da, practic a rămas o leacă ceva din el, nu poți zici că s-a distrus chiar complet. Ce ceramică. Ok, cineva mi-a folosit aia. Am 6000 de like-uri, frate, ești nebun? Ok, aici să luăm o leacă mai easy, busy stealth.
La merda è terminato, fratto, what the fuck? LOL. Cred că mă stresez să se tragă în ei. Nu vrea că am nevoie de energie. E, dacă o luăm înapoi pe drumul pe care l-am luat și ajungem lejer, cred că nu o să fie treabă. Că totuși drumul din față era easy. Hai să am cu tupeu. Nici o urmă, frate, de... Bine, am văzut BT-urile, dar nicio urmă momentan, deci e bine. Cred că putem sprinta o leacă lejer aici, nu te văd. O să-i și gândeam dacă n-avem nevoie. Da, dar trebuie să fim safe. Și am scăpat. Bibi looks happy. Bondul a crescut. Bibi a slightly more așa, connection level 1. Mamă, din cauza că nu prea am fost prin zone de-astea așa de nebunie. What the fuck? Când s-au construit autostradele astea, ești nebun? Ok, și noi trebuie să ne ducem aici. Și mai la dreapta e locația care mă interesează pe mine. Acolo. Atât. Hai că merge bine, bă, băieți. Adică chiar pot zic că sunt super mulțumit. Mă, că trebuie să conectăm zona asta la rețea, ca să pot să creez un generator să salvez mașinuța aia dacă chiar vreau să o iau după mine. Dar cum am spus, cred că mai degrabă o să vreau să-mi salvez motorul ăla, să mă întorc după el dacă e. Bă, da, ploaia asta ține ceva, nu glumă. Ok, credeam că după ce o să ajung aici nu mai am stres, dar văd că... Tot vine, tot vine. Bine, după ce o să intre ăștia în destinație, o să intre ăștia în rețea, o să pot să fac un generator pe aici. Sau iară două PCC-uri de la unul ca să-l am și unul să-l bag la astea. Hai, ce văd că ne caută ca și Fragile Express. Interesant cum totuși folosesc, toți folosesc același voice robot ăla, AI de ăla, hai să zicem AI, că e mai ok așa. Atât, make delivery, ia-ți delivery-ul și gata. Delivering cargo. Nu. You actually went into that hellhole. Practic a fost chiar simplu. You don't know what this means to me. Whole lot of memories in these old tools. The kind of stuff you can't replace with a chiral printer. I was giving you an impossible mission. Ah, oh, yes. Now we're talking. Where do you see the weapons I make with these? Arme? You are incredible. Arme? A, și nu vrei să intri în rețeaua noastră, man? Mă, zici că lucrez la Vodafone sau ceva, știi, și vreau să-i corup pe toți să vină în rețea. A, mă, S acolo, ești nebun. Now to be fair, Fragile and her crew never did me wrong. Could say I owe them even. If they're running with Higgs now, then that makes them as bad as him, don't it? As if all the motherfucking terrorists are coming together like one big happy family. Might be time for us to do the same. I think it's interesting for me, no? There's hope for us after all.
least if there's more folks like you in the UCA. Safety in numbers, huh? And the new America to boot. Connect me to the chiral network. Nice! Easy peasy, boys. Vamos conectar para o base da Chiral Network. E já tem esse monstro foco. Oh, deci când e full option apar și chestiile alea, algele alea dubioase. Boom. Da, da, acum ar trebui să avem toată zona de sud aici. Oh, Bolagan! Terrorist posing as fragile exposed courier. Ok, cool. What the fuck, câte de la de fantome erau. Tools. And together we all might live a little longer. Huh. Oh, by the way, check out this beauty I made. It's called a Ebola gun. Ebola gun. Trouble for a minute. It's non-lethal, of course. I can't promise it won't leave marks, but that's on them. If you think you could use it, take it. Hmm. Nice. Chiar voiam așa ceva. Ebola gun, huh? That could come in handy. As is, you can use it to restrain human targets without killing them. But swap out those wires with strands spun from your blood, and it might even work on BTs. Oh! Go ahead. Merci, mami. Damn. Actually, nice. That's a tare. Well, you've done your bit. Time for me to do mine. Acum ce facem? New order available. Please access delivery terminal for further information. E bine. Hai, v-am zis că acum nu ne vine ceva. Excellent work, Sam. You've brought three way stations into the fold. The preppers are on the grid and the chiral network is looking better than ever. We're planning to use a regional distro center as our next way station. Whoa. But that'll have to wait. Got a priority task here. A mess in need of cleaning up. Ce vrei să fac? We need you to recover one of Lake Knot City's system servers. They sent it out for repairs and mules hit the transport on the way back. The server contains validation data for a new delivery system we're deploying. Okay. Once in place, it will use the chiral network to automate deliveries. Oh, nice. To us, it's invaluable. To the mules, it may as well be a toaster. A toaster they'll happily tear apart for the chiral crystals and rare earth metals inside. If we don't act quickly, we could lose that data. So get your ass to the mule's drop site, snatch the server, and bring it back to Lake Knot City. Okay, man. I'm putting the order in myself. Check your cufflinks for details. Yoi. Merge să-i rupem pe băieți, aia zic. Să-i rupem pe băieți, bă, că... Ne folosesc ei chestiile. Asta nici dacă vreau să o mai păstrez, adică e stupid de rău de tot aia. Dai un pic. Încerc să mă gândesc dacă vreau să-mi iau... Vreau totul să iau un PCC de ăla ca să pot să mă... Să mă electrocutez, să zic, să mă... Încarc. Să-ți doar standard orders, ok. Fabricate items, pot să fac Ebola gun acum. Vreau un PCC. Yes. Confirm. Ușurel! Și confirmăm. Super! Mai să facem PCC-ul ăsta, să-l punem aici. Încă să mă încarce și pe mine. Gen, PCC. Ok, să și una mai încolo. Aici. Dar vreau să fie un generator. Puf. Ca să mi se facă și mie picioarele astea, ca să nu
nu mai mergem așa greu, știi? Scuze dacă generatoarele astea apar pentru alții, știi? Că alte chestii apar, precum postbox-urile și toate alea, dar n-am văzut să apară astea. Mă, no, bocan ce să cam fac praf, trebuie să schimbăm în curând. Superb! Da, bocan ceva trebuie să schimbăm în curând. Ok. Mai sunt sigur că e aia din față, exact. Ah, dar acolo nu i-am bătut noi deja pe toți aproape. Deja trebuie să fie greu. Oh, nu-mi place șoseaua ce se construiește. Cât de tare e chestia asta, mi se pare genial. Nu se construiește șosea acolo, așa, easy peasy. Ce chestia asta? Autopaver. Structure menu. Rebuild roads. Ia de acolo. Ați dai nevoie de 116? Da, e 116 atunci. Bine, n-am mai multe materiale la mine, ce drept să mai fi la niște materiale cu mine. Bine, ce cristal am luat iarăși foarte multe după mine. Așa. Deci dacă vă sunt niște băieți ăștia periculoși pe aici. Poți să lăsesc cargo post de weapon. Ok. Deci mai sunt periculoși pe aici. A, uită-mă în față. Ne batem, bă? Ia, stai să folosim arma. Ha, mă? Fuck! A venit băieții cu tirul, bă! Ce? Uai, l-am prins de cap! Alo! Tut! Haha, ce tare e asta! Cât de șmecher e! Oh, fuck! Hai, mai bate și normal! Mai veniți, nu? Nu v-ați săturat? A venit gigel ăsta acum. Ok. Cred că nu am foarte multe săgeți de aia. Uite, ladder aici, ceramic. Vine și ăla acum, vezi ce supărat e. Nu mai e supărat. Ador chestia. Am nevoie de un PCC, ia dă-l cu ce. Ia. Ale, dai somn cu asta, mă. Unde mai sunt, mă, de-aștia? Nu-i văd. Aaa, uite, mă! Aaa, am crezut că o să mă atingă chestia aia. Pam, 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 te spar, boss! Au vin mai mulți? Așa, îi luăm, îi luăm simplu, manual, că... Că așa le dăm direct somn. Ieși, mă, de aici. Aha, mă, frate. A, uite, mă, că mai sunt. Bă, da, cred că trebuie să le dai knockout după ce folosești bowler gun-ul pe ei. Așa mai evadează ei. Ieși, mă, de aici. Da, 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 da. Oh, stai puțin, dacă ăsta i-am dat somn, sau ce? Kick. Gata.
Da, și somn. Pot să iau mașina aia dacă o vreau. Și rami chestii, ok? Ce e ce-o? Deci mie-mi trebuie serverul ăla, frate, de la ei. Ok, system server, carry on back. Mai e ceva bun aici? Arte. Atât, da, inginerul lui, film director, Williams. Ok. Au încă un Bola Gun. Pot să mai aud asta, nu zic nu. Auto range, confirm. O să luăm mașina din bază și plecăm cu ea. Pa, fraiericilor! Hai să am 6 de rezi. Știi că n-ai nevoie de rezi. Ia, hai! Vrum, vrum, vrum! Ok, tot în față. Da, nu văd șoseaua pe care tocmai o lăuda mai devreme. A, uite-o acolo, trebuie să mă mai pe stânga. Doare, pot traversa, nu pare a fi un hău mare. Uite, eu un pod acolo, să folosim podul ăla. Aia zic! Și am ieșit din zona lor de acoperire. Și s-a terminat distracția. Frumos. Oh, chiar îmi place cum a devenit jocul cu sistemul ăsta de crafting, de lupte și toate alea. Ok, leg not e pe partea aia, deci ar trebui să iau pe șoseaua din față, nu pe podul de aici. Dar bine, nici podul ăsta nu-i făcut rău. No longer on the power grid. Mă, nu eram pe power grid, ce vorbești? Acum să sperăm că se duce acolo. Pe bune, iar trece ambulanța, frate, că trei ambulanțe într-o oră. Asta e un nou record. Ia, ce șmecher! Entering power grid, acum nu mai avem treabă, se încarcă asta pe aici. Bă, dar serios acum, gata cu ambulanțele, tati, am înțeles ideea. Too far from cargo resin. Hai, dă-l în pisici de acum. Nu-i plânge după el. Mă, dar e foarte șmecheră chestia asta, mă jur. A, de fapt aici nu mi se consumă energie, ce drept, că suntem pe asta. Bă, a meritat să băgăm niște bonuți pe aici. Să avem acces la rețea. Ne vor și încărca acolo. Ok, vreau să iau mașina asta cu mine de acum, știi, să o avem acolo salvată. De distribution center-ul. Aici. Ia să vedem noi. Să o parcăm frumos și el acolo. Cam țin. Notice out of... O să testez ca să văd. Out of order. Asta nu-i bai. Și facem livrarea acum lejer. Make delivery. Delivery quest cargo. Confirmăm. Am ciordișa aia de server. Bă, mi sună destul de simplu să fiu sincer. Easy peasy. Welcome, welcome. Sal. The Herald man said to expect you. Oh, you've got the server. Here, let me have a look at it. Nice. The great deliverer comes through again. The server's in perfect condition. It's a real relief to know all our records are safe. Îmi place totuși cum verifică ăștia cargo-ul mereu. S? S, aia zic. Poți să-mi fac de-aia? Nice! Deci poți să-mi fac de-asta acum. Au, ups, tot am dat skip-uri la greu, nu-mi cutează. Long range. Ok, vreau aia.
Vreau să-mi printez o motoretă de aia. Câte mâini și picioare trebuie să dau pentru o motoretă de aia? Thanks, Sam. De ce, ne? With that data, we can finally move forward with our plans for the new automated delivery system. I'll tell the boys to start testing the bots right away. Now, you'll need to take it to the distro center south of Lake Knot City. Check the delivery terminal whenever you're up for more work. Mm-hmm. The preppers had some things to say about Fragile. You sure we can trust her? That business with Higgs. Thought I told you she hates him with a passion. Enemy of mine, as far as I'm concerned. Don't take my word for it, though. Just ask her and judge for yourself. I'd like it or not. We need her help. Okay. The fuck? Sam, it's Fragile. I hear you brought three preppers into the network. Mm-hmm. And delivered everything they needed. That's some good work. Long as we're shooting the shit, you mind telling me what the deal is with you and Higgs? Been hearing stories, huh? Nah. I'll tell you all about it. In person. Oh? Meet me at the distro center, south of Lake Knot. You're headed there anyway, right? Ia, auzi, știa deja toate. New order available. Please access delivery terminal for further. Deci clar o să-mi printez o motoretă de aia. Oricum, oameni buni, cam asta ar trebui pentru partea asta din Death Stranding. Dacă v-a plăcut și veți vedeți mai multe videouri de genul acesta și sunt foarte bine ce aveți făcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!